când cer și cer și cer și nu se schimbă nimic. Cum ajungi să apară să mă ceri? Fără să trească să ceri. Ești tu schimbarea? În momentul respectiv, la fel ca orice femeie, am trecut și eu prin acest proces, atât am cerut și am cerut și în timpul ăsta am suferit și am suferit și mai mult și tot așa, până când n-am mai avut cu ce să tot cer, am ajuns atât de jos încât nu mai aveam cu ce și cum să cer și atunci am zis, ok, trebuie să mă ocup de mine. Asta este răspunsul. Să mă ocup de mine, de ce-mi doresc, să simt, să trăiesc, să experimentez. Dar și în timpul ăsta, întotdeauna în procesul acesta evolutiv sau de transformare, mergem cumva cu două aspecte în paralel. Unul este situația cu care ne confruntăm, care nu o să se schimbe de pe o zi pe alta și aici avem nevoie de ceea ce se numește, nu știu, un gen de rezistență, reziliență. Trebuie să avem parte de așa ceva dacă chiar vrem să facem un salt și să obținem un rezultat. Da? Deci trebuie să avem oarecare reziliență în timpul ăsta în care viața noastră este așa cum este. Și pe de altă parte trebuie să fim atente pe procesul acesta evolutiv. Adică, ce îmi doresc eu și să aduc un echilibru cumva în mine. Legat de cine sunt eu, ce îmi doresc, la nivelul la care sunt, cine sunt. Sunt multe lucruri care se schimbă în viața noastră și eu fac exercițiul acesta odată la ceva timp. Să mă autoevaluez cine sunt acum, că am mai trecut un an de zile. Să văd cine sunt acum, care sunt aspirațiile mele, dorințele mele, chestiile astea așa mai mărunte, care alcătuiesc cumva, care fac parte din drumul mai mare. Și asta fac, să mă tot autoevaluez în punctul ăsta, cine sunt, mai ales că apar schimbări în viața noastră. Și de mai multe puncte de vedere. Ideea este că e foarte greu în momentul în care descoperi că ceva nu este așa cum îți dorești și vrei să faci o transformare. Pentru că creierul emoțional interpretează durerea emoțională ca și cum ar fi durere fizică. Și atunci, dacă ești într-o situație care doare și suferi, ți se creează impresia că dacă nu schimbi ceva acum, o să mori. Noi nu suntem obișnuiți să ducem suferința, durere emoțională și reacționăm la ea ca și cum acum trebuie să scap de stimulul ăla. Acum trebuie să scap, că dacă nu mor. Culmea este că faci chestia asta niște ani de zile. Stai în situații care generează suferință, dar tu în mod constant lupți cu stimulul care zice, păi de aia gașchia aia mi-a intrat în picior, eu de aia mă doare acum, dacă nu o scot o să mor. Da? Timp în care, de fapt, stimulul care îți generează suferința este propria ta interpretare a lumii. Propriile tale decizii, propriile tale alegeri. Și atunci tu stai în situația asta și zici, acum așa cum ce să fac? Că trebuie să scap. Nu, trebuie să declanșezi un proces. Trebuie să declanșezi un proces și să te ții de proces în timp ce doare. De asta spuneam că am de reziliență. În timp ce te doare. Da? Nu este varianta în care, bun, și dacă eu mă apuc acum, o să fie bine? La un moment dat, da. Dar până acolo o să te doară. Și o să te doară în continuare exact cum te-a durut, poate se mai adaugă și durerea schimbării. Da? Și da, dacă nu poți să faci față la treaba asta, atunci vei rămâne în situație. Și mai am o întrebare, că cumva se leagă și se interconectează. Spune la un moment dat că la început, când apărea o situație oarecum conflictuală, într-un mic grad, erai, plângeai, tremurai, nu puteai susține dialogul până la final. Cum ajungi de acolo la luciditate? Tot printr-un proces din ăsta de autocreștere și da, de dezvoltare și cine sunt și ce vreau. Da, da. Făceam și anumite practici care mă ajutau, dar știți cum e, testul curajului se dă exact acolo, când înfrunți situația. Da, exact acolo se dă. Chiar dacă faci anumite lucruri care te ajută și îți dă niște elemente, ca și când te duci, nu știu, la luptă în ghilimele, și te gândești, oare de ce am nevoie? Păi de un pistol, de o macetă, de, nu știu, da? Te pregătești cu niște lucruri. Dar faptul că tu te-ai pregătit cu toate ustensilele respective, cu armele respective, nu înseamnă că ai câștigat războiul. Adică numai te-ai prezentat acolo și gata, numai că am eu pistolul și toate alea, s-a făcut pace și te trebuie efectiv să jap, ceva de genul ăsta. Și astea sunt lucrurile care ne maturizează. Cred că și exerciții.
Da. Nu doar o dată. Exact. Vreau să vă dau un exercițiu pentru chestia asta. Cei care aveți de înfruntat lucruri, primul loc unde puteți face această înfruntare, confruntare, este mintea voastră. Adică dacă tu nici măcar în mintea ta nu poți să creezi un scenariu în care faci față unei situații, la ce te aștepți? Da? La ce te aștepți? Adică dacă tu nu poți, într-o o discuție pe care ai avut-o, da? Și ai eșuat lamentabil și ai căzut și ai fost varză. Da? Dacă după nu poți face exercițiul în care, ok, și ce ar fi trebuit să zic asta și ce zicea asta, atunci puteam să zic asta. Da, dar el zicea asta. Adică noi avem discuția asta în capul nostru, dar ghici ce? Le facem în defavoarea noastră și le repetăm așa cum se întâmplă de obicei. Adică luăm discuțiile trecute, dar nu venim cu bun. Și dacă ziceam chestia asta, ce aș fi putut să zic altfel? Sau cum puteam să mă comport altfel? Care a fost o stare diferită? Să refaci scenariul măcar în mintea ta, asta e primul pas. Credeți-mă câte ori am avut discuția asta. Bun, seara, jurnal, iei toate situațiile în care ai pățit, te-ai comportat așa cum e tiparul și nu e ok, și rescrii și zici ce aș fi putut să fac, dacă nu în situație, măcar după casă, ceva diferit. Da? Și mă întreabă omul, la bun, fac asta o săptămână și după aceea se schimbă? Și întrebarea mea veșnică este, de câte ori trebuie să repete copilul poezia? Până când știe, sau tabla mulțirii. Suntem foarte buni la copii, să zicem, păi copile, trebuie să repeți până știi. E foarte simplu. Și de câte ori trebuie să fac un adult un exercițiu de transformare? Până se transformă. Până iese. Nu există altă variantă. Și dacă nici măcar în mintea mea nu pot să găsesc o soluție, un fel de a fi, care să-mi placă, cu care să fiu mulțumit, la ce te aștepți mai departe? Dar nu suntem dispuși să facem exercițiul ăsta, pentru că chestia să-ți faci cu fixul și cu hârtia, nu minte. Nu poți să o faci în minte. Dacă nu alocați timp pentru transformarea voastră, atunci alocați timp pentru repetarea tiparelor. E simplu. Pentru că tiparele se repetă pe pilot automat, în situație zi cu zi de sute de mii de ori. Da? Dar dacă nu aloci timp cu intenția conștientă de a schimba tiparul respectiv, nu faci nimic. Nu să zic, deci mi-am dat seama că n-am făcut bine, lasă că data viitoare, Nu, hârtie fix. Asta îi explici că eu pot fi în fraiere. Așa faci de obicei, nu e bine. Fă așa. Și ăla zice, bine, nimica. Da? Și efectiv, repeți tiparul acesta și schimbarea tipar până când îți iese. Până când începi să vezi la modul natural că se manifestă. Dar primul lucru e să rescrii filmul ăla. Până atunci nu o să funcționeze.